Bine ai venit pe canalul meu! Astăzi îți voi vorbi despre usturoiul pe care eu îl dau găinilor, de când sunt abia ieșite din nou, până în ultima zi aproape de tăiere. Nu vă gândiți că le dau în fiecare zi, dar odată pe săptămână câteva căpățând de usturoi tăiate mai mărunt pleacă către găinile mele, care acum sunt mai bine de 60 de bucăți. Bun! Acum, înainte de a începe, te rog să te abonezi la canalul meu și să apeși și clopoțelul, până când devine negru, Așa o să fii la curent cu toate viitoarele videoclipuri pe care eu am să le fac. Te rog să distribui prin social media, exact acolo unde dorești, să dai un like mare cât portofelul lui Becalii și să urmărești în continuare, așa mă ajuți enorm. Înainte de a trece să vedem ce poate face usturoiul la găini, o să vedem ce conține de fapt usturoiul. Ia să vedem! Usturoiul este o plantă de origine asiatică ce se cultivă din cele mai vechi timpuri este înrudit cu ceapa, prazul, arpagicul și salata, ceapa franțuzească. 4 grame de usturoi conțin. 25 mg de potasiu. 0,2 grame fibre. 0,3 grame proteine. 0,7 grame carbohidrați. 4 kilocalorii. Pentru a te putea bucura de influența pozitivă a acestui aliment, se recomandă să îl procuri, pe cât posibil, din surse bio. Iată care sunt situațiile în care ar putea fi de ajutor. Poate contribui la întărirea sistemului imunitar și are rol în prevenirea răcelii și gripei, datorită vitaminelor și mineralelor ce se află în compoziția sa. Printre acestea se află vitaminele C și B6, B1 și mineralele calciu, potasiu, fier, fosfor, mangan. Are proprietăți antibacteriene, conține antioxidanți, de exemplu, germaniu și seleniu putând fi de ajutor în lupta contra unor fungi și infecții precum cele cu streptococi. Antioxidanții pot contribui și în lupta contra anumitor boli. Usturoiul ar putea contribui la scăderea hipertensiunii arteriale, a colesterolului LDL și a creșterii celui de tip HDL, potrivit unui studiu din iunie 2004. Ar putea, de asemenea, să fie de ajutor în lupta cu unele boli cardiovasculare. Este posibil să aibă rol în reglarea tranzitului intestinal, Datorită alicinei, una dintre substanțele care pot stimula producerea florei intestinale. Aceasta este un compus al sulfului și reprezintă un element important în ceea ce privește beneficiile pe care le oferă usturoiul. Alicina este cea responsabilă și de gustul specific pregnant. Prin zdrobirea sau tăierea cățeilor de usturoi, se eliberează această substanță, astfel că de aceea se recomandă ca alimentul să fie consumat crud. Acesta are acțiune antiinflamatoare, astfel că poate fi util în combaterea inflamațiilor din corp. Usturoiul ar putea contribui la întărirea oaselor, grație mineralelor pe care le conține. Este posibil să aibă rol în pierderea în greutate, deoarece stimulează metabolismul. Poate fi util în eliminarea toxinelor din sânge. Usturoiul poate fi introdus în alimentația găinilor în mai multe feluri, cum ar fi. în apă. Adăugați câțiva căței de usturoi în apa de băut a găinilor, după ce i-ați zdrobit. Nu uitați să schimbați apa la câteva zile. În hrană. Adăugați praf de usturoi în furajele păsărilor, numai mult de 2% din totalul hranei oferite. La liber. Puteți să le oferiți căinilor și usturoi proaspăt, zdrobit sau tocat, într-un vas redus ca dimensiuni. Și acum că am ajuns la final. Nu uita să vezi și aceste patru videoclipuri pe care le ai aici, de -o parte și de alta, să mă mai urmărești și, mai ales, să ne reauzim cu bine la viitorul videoclip. Mulțumesc! Și spor la treabă cu găinile tale. Nu uita, like, share, subscribe.